Cu ajutorul mafiei pariurilor sportive am pus laba pe gentuța de umăr pentru concerte a lui Smiley. Ce găsim? Ciudat, un plic cu maioneză. Ce a mai rămas dintr-o sticlă cu spirit, probabil face un dressing cu maioneză, restul spiritului l-a băut. O casetă pentru păstrarea obiectelor dragi, se pare că e părul pubian al lui Bendeac, n-are de unde din altă parte să fie. O cutie cu pateu de fazan de la sponsor, metrosexualilor le place gurmeul. Ce pervers! O fâșie de decasept, fonful crede că-l ajută. Și o roșie, ca să vadă fanele că mănâncă sănătos de la Penny Market. Și desigur o medalie comemorativă a congresului de la Nuremberg din 1935. Excelent! Probabil de la bunicul nazist. Dacă aș fi detectiv, aș cerceta cauza pentru care este Smiley Fonf. Să fi fost împușcat în proteza dentară cu un pistol, să zicem, High Point C9, cel mai prost, cel mai ieftin și cel mai urât 9 mm. Poc, poc!